Bună ziua, stimați telespectatori, am revenit de la Sinaia la București, de asta imaginea mea cel puțin este foarte bună în studio. Sigur, am început cu un pic de întârziere, deoarece dialogăm cu domnul Dan Tomozei, care tocmai în China, nu e la Făceni. O secundă că m-au avut și pe partea aialaltă. Da. Și vreau să vă spun înainte de a prezenta pe domnul Dan Tomozei că eu sunt un profitor al acestei crize, deoarece am descoperit posibilitatea de a lua interviuri prin Skype, prin Zoom și de mult voiam să discut cu domnul Dan Tomozei. Vă reamintesc, după asta o să-i fac acum. Bună ziua, domnule Dan Tomozei! Vă salut, domnule Cristoiu! Haideți întâi să reamintesc telespectatorilor noastre, sunteți cel care ne-a ținut la curent din China cu aventurile cărții lui Klaus Iohannis, asta ca să vadă lumea cât de îndrăznit sunteți. Haideți câteva lucruri despre noastre. Un jurnalist cunoscut în România, în perioada 92-2010, activat în presă locală și națională, a fost redactor, producător la Tribuna din Sibiu, Mediafax, Pro TV, Jurnalul Național, Daci Liber, a colaborat la Dilema, Ziarul Financiar, TVR, a fost desemnat în mai multe rânduri jurnalistul anului în presa locală și națională, recompensat cu premii și burse naționale și europene pentru activitatea jurnalistică. Din 2 octombrie 2010 este angajat la secție de limba română Radio China Internațional, China Media Group, o să ne spune după ce e vorba, e și autor de cărți, cum se respectă un jurnalist și un intelectual, Iluzia democrației, Descoperind China Beijing, Dialogul la Beijing, Lucian Diplomația Panda, ediția 1 și ediția 2, Statul în secolul 21, modelul chinez, Timpul Chinei, după 70 de ani, ultimul zid, putem spune că sunteți chiar un specialist în China. Ce m-a surprins la personalitatea noastră este că, deși o să lucrați la Beijing, deși văd că ați scris mult despre China, sunteți preocupat și de România. Domnul Dan Tomozei are un site, e site, da? Unde e? Extraordinar. Mi-a atras atenția și această precizare. Gazetar din România. De ce, domnul Dan Tomozei, de ce n-a zis gazetar din China? De ce din România? Pentru că în momentul în care am plecat din România, am plecat cu foarte multe frustrări. Eu sunt sibian, din orașul foarte la modă, după cum bine știți. Sibiu. Și la Sibiu eram doi care îndrăzneam să criticăm. Domnul Albin Marinescu a rămas acolo, eu am plecat considerând că am dezertat de la datorie și atunci, după câteva luni de la sosirea în China, am spus că trebuie să reiau bătălia. Așa că am ajuns în octombrie 2010 și în aprilie 2011 am deschis inițial un blog pe WordPress, după aceea am trecut pe domeniul din România, dantomozei.ro, și am reluat efectiv ofensiva, dar de la capătul ăsta de lume, considerând că, indiferent unde sunt, chiar dacă am trădat teritoriul, trebuie să încerc să țin steagul sus. Da, acest steag este foarte frumos aici. Vedeți, sper că îl bătem spectatorii, un steagul. Vă rog, știți ce se întâmplă? Atunci când sunt în China, sunt român și sunt considerat român. Prietenii români de aici și prietenii chinezi îmi spun, ca și la Sibiu, dacul liber sau românul patriot. Iar atunci când sunt în România, din momentul în care ajung în țară, sunt comunist, sunt plătit, sunt vândut, sunt împotriva țării și absolut tot ce vă puteți imagina primesc
pe site și pe Facebook și pe rețelele de socializare, încât, vă spun sincer, în momentele mai tensionate, atunci când dau drumul la un text, nu am absolut deloc senzația că sunt altundeva decât acasă. Da, spuneți-ne, lămuriți-ne ce despre statutul nostru, angajat al secției de limba română. În primul rând, deci, explicați-ne instituția la care lucrați. Înțeleg că lucrați la instituție chineze. Radio China Internațional este una dintre cele mai vechi instituții media din Asia, evident și din China. Anul viitor va face 80 de ani de activitate. Inițial a plecat ca un post de radio care emitea în rezistența chineză în timpul războiului de agresiune japoneză. S-a emis inițial dintr-o peșteră, dintr-o grotă. Era o femeie japoneză care transmitea mesajele, hai să spunem, politice, de pace, dinspre partea chineză, înspre zona japoneză, iar de la un om, de la acea femeie, intrată în istoria nu doar a radioului, ci în istoria Chinei, s-a ajuns astăzi, în 2020, să vorbim de o instituție care emite în 65 de limbi, care are emisie zilnică de aproape 2000 de ore, emite în întreaga lume, în limba română emite pentru România și pentru Republica Moldova. Și astăzi secția de limba română are 16 angajați chinezi și 3 angajați români. Eu și încă 2 colegi. Chinezi este românesc. Toți sunt absolvenți de limba română la Beijing, ulterior absolut toți cu masterate sau doctorate în limba română în România. La București, la Cluj, la Iași. Dar și asta, intrăm cumva într-o zonă de contact mai puțin plăcut pe relația cu România. Avem aproape 20 de ani de când relația instituțională între instituțiile media din China și cele din România, inclusiv Radio China Internațional și posturile de radio naționale din România, este o relație fracturată, așa încât eu și colegii mei am ajuns aici aplicând ca pentru, la fel ca pentru orice alt loc de muncă, nemai existând schimbul de cooperări între instituții. Până prin anul 2000-2004, Radio România Internațional, Radio România trimitea angajați aici, iar Radio China Internațional trimitea angajați chinezi în România pe secția de limbă chineză, pentru că Radio România Internațional are secție de limbă chineză. Și așa am ajuns eu aici, recomandat de o fostă angajată a Radio China Internațional, Carmen Vulcan, corespondenta Radio România de la Sibiu. Da, am fost recomandat. Da. Și am ajuns aici în 2010, vă spun sincer, de foame. Pentru că la Sibiu aveam un ziar în care nu aveam publicitate, pentru că loveam în toată lumea, cu precădere în actualul președinte, și atunci nu venea publicitatea și la un moment dat am cedat. Din foarte multe puncte de vedere. Și a trebuit să-mi găsesc o soluție. Bun, sunteți de 10 ani, ați învățat chineză, cum, ce limbă vorbiți? Nu pot să spun că vorbesc limba chineză, nu am un nivel conversațional, pentru că, deși am un raft în bibliotecă aici, am un raft de manuale, de audiobook-uri, am contribuit la realizarea manualelor pentru învățăcei din România care merg la cursurile Institutelor Confucius, am un nivel conversațional de stradă. Mă descurc, nu mai am niciun fel de problemă, dar nu pot să țin o conferință. Nu. Deci, stați, vă plătește chiria statul chinez, plătiți dumneavoastră. Sigur că pentru noastră poate să pară banalități, dar pentru cineva din România, că sunteți totuși angajat la Radio România, la Radio Internațional China, nu România, este foarte important. Trebuie subliniat că
absolut tot ce înseamnă mass media în China aparține de stat și se află sub autoritatea statului, iar dacă privești la chioșcurile de ziare din China, vezi o mult mai mare ofertă, print sau posturile de radio sau televiziune sunt mult mai multe și mult mai diverse decât tot ce putem găsi chiar și în Europa. De ce? Pentru că populația permite un nivel de audiență care să-ți întrețină o publicitate și un flux financiar suficient. Pentru că aici, dacă vorbești de audiență, vorbim de nivelul zecilor de milioane sau sutelor de milioane. Sau dacă nu, vorbim de o audiență de undeva de un miliard de oameni care privesc simultan emisiunile de Ziua Națională sau de Anul Nou Chinezesc, Revelionul Chinezesc. Revenind la întrebarea dumneavoastră. Eu sunt în apartamentul pus la dispoziție. Deci și alta e în chineză. Aveți aici, vă văd aici, pe o parte și pe alta în chineză. Ce scrie? În dreapta este în dreapta mea. Da? Da. Este un cadou primit de la conducerea școlii 1 octombrie, 1 octombrie fiind ziua națională, National School Day din Beijing. Este, dacă vreți, cea mai spectaculoasă școală la nivel de liceu din Beijing, pentru că dacă intri, odată ce ai trecut de poartă, poți să-ți imaginezi că ești oriunde, ori la Oxford, ori la Cambridge, oriunde în lumea occidentală. De la portar, la elev, la profesor, iar dacă vorbim de profesori, 50% dintre cadrele didactice de acolo sunt cadre didactice venite din toată lumea. Noi avem acolo un profesor de educație fizică și sport. Mesajul este un cadou primit pentru că anual școala și elevii organizează de 15 ianuarie Ziua Culturii Române Mihai Eminescu. Și eu de 10 ani merg acolo. De 15 ianuarie suntem acolo. Și mesajul spune Shangzhen Roushui, caracterele, dacă le separi, înseamnă primul este înalt, al doilea este munte, a doua este rouă de apă și legat de al doilea shui, care este ultimul caracter, este apă, dar are o filozofie. Omul bun, asta s-ar traduce, dacă vreți, explicat fiecare caracter legat unul de celălalt. Omul bun este dătător de pace și de liniște, așa cum apa curge lin, fără nicio opreliște. Cam asta s-ar traduce cele patru caractere. Da, și cel din spatele noastră? Celelalte, o să mă dau puțin o parte. Aici e ușa, spate e ușă și aveți pe o parte... Este ușa dormitorului nostru. Da, la intrare aveți... Acelea sunt, dacă putem imagina, seamănă cu un om. Da. Sunt brațele și capul omului. De când sunt aici, am preluat din obiceiurile și tradițiile chinezilor. Orice aveți acolo sunt mesajele de protecție în cultura chineză. Aceste mesaje se pun în fiecare an, altele, de Anul Nou Chinezesc. Dacă vreți niște... În casă. De obicei, ele se pun pe porți. Da. Pe porțile caselor. Da. Porțile la țară, cum ar veni. Și pe mesajele acestea, anual, în funcție de zodie, anul ăsta avem anul șobolanului. Mesajul în chineză tradus integral este să ai curaj, cum este un șobolan, să găsești drumul și ieșirea de absolut de fiecare dată și să nu te temi. Da, asta pentru români trebuie să le precizați că chinezii au această apetență pentru maxime. Când am fost o ultima oară în China, chiar prima dată, ne spunea cineva că alta afacere al munte. Adică era ideea că dacă te ocupi de gazetărie și vrei să te ocupi și de ouă, adică era ideea că nu e bine pentru că e al munte. Apropo de această înțelepciune. Și să închid întrebarea dumneavoastră, aici sunt în apartamentul care ține de campusul radioului,
Radioul, imaginați-vă cam tot ce înseamnă stadionul. Cât sunt? La tot. Asta face, este radioul național sau numai internațional? Este, compania. Este doar departamentul internațional. Câți lucrători are? Chinezii sunt undeva la 2500 și da. Străinii suntem aproape 300. Adică e și un departament în limba rusă, bănuiesc. Este unul dintre cele mai mari. Da. Așa, un campus, da. Povestiți că, sigur, repet, pentru noastră poate să pară banalități, dar cel puțin pentru mine sunt lucruri fascinante, chiar mă interesează. E un campus. Este un campus, imaginați-vă fostul 23 august, stadionul național, arena națională de acum, da. Care la nord are radioul, dar vorbim în interiorul aceluiași campus. Are radioul, două clădiri de câte 17 etaje fiecare, după care avem grădini, grădina japoneză, grădina chinezească, cu copaci specifici din fiecare cultură. Avem după aceea o unitate militară care ne păzește. Avem bazin, hotel, cantine pe 5 niveluri și la fiecare nivel avem un alt specific culinar, pentru că sunt și musulmani, sunt și vegetarieni, sunt și... Da? Și avem pe latura sudică, este hotelul nostru. Imaginați-vă un hotel cu o clădire cu 6 scări, din care 4 sunt alocate doar angajaților străini. E o clădire cu 12 etaje. Și în care pe cele 4 scări stăm doar străinii și 2 scări, dar efectiv în regim hotelier. Da? Și 2 scări sunt pentru hotel, pentru cine vrea să cazeze în mod normal. Dar evident, fiind un hotel cu regim special, străinii au acces aici. Să nu spuneți că așa e și o companie care administrează radioul național chinezesc? Este o companie pentru, inclusiv pentru cantină, inclusiv pentru hotel, pentru fiecare în parte. Nu la dumneavoastră, există cea care administrează, nu. Doar să suntem numai pe internațional. Da. Dar hai să spun, corespondentul TVR-ului de la noi, cum se numește la chinezi? La București, pentru că România nu are corespondent în China de peste 20 de ani. China, care ar fi corespondentul TVR-ului din România? Este o televiziune de stat? Este CCTV-ul, China da. Central Television. Tot așa e cu campus? Cât sunt? Absolut. Clădirea noastră, în comparație cu CCTV-ul, este o furnică. Nu mă spuneți zău? E așa o monstru? Este... imaginați-vă 27 de etaje de televiziune. Da, noi avem două clădiri de câte 17. Da. Și a noastră, TVR-ul nostru cât are. Și tot așa, campus, stați că tot așa cu campus, cu ăla, cu... Și absolut. Cu lucrători care sunt undeva într-un Eu am optat să stau în acest hotel dintr-un considerent de comoditate. Pentru că pot să locuiesc unde vreau, nu sunt legat de hotelul ăsta. Dar eu din casă, de când închid ușa cu cheia și până intru în birou, fac între 7 și 10 minute. Atunci mi-e foarte comod să stau în zona aici, în campus. Dar am colegi care locuiesc în partea de vest a capitalei Beijing, în zona Manhattan, cum zicem noi, pentru că totul acolo este la nivel de zgârie-nori. Mie îmi place să mă laud că stau cu 20 de kilometri mai aproape de România, pentru că sunt în vestul Beijingului, Manhattanul este în est. Da. Și atunci, și când mergem în zona ambasadelor și în zona ambasadei României, eu mă depărtez de țară cu vreo 20 de kilometri. Dar de asta sunt în hotel, pentru că mi-este comod. Și încă o întrebare, sunteți căsătorit? Da, sunt căsătorit de 5 ani, a trebuit să vin în China ca să mă căsătoresc. E româncă? Dar sunt căsătorit cu româncă din Sibiu, am dezertat de tot din Sibiu, acum sunt măritat la Craiova. Da. Sunt căsătorit cu o fică de preot. Și soția? Este cu noi, avem două fetițe născute aici. Vătrească. Și ea unde lucrează? Nu lucrează, pentru că fetele sunt foarte mici. Fetița cea mare are 3 ani jumate, fetița mică are 1 an jumate.
Da. Care a lucrat în învățământ aici, a lucrat în învățământul privat în, la grădiniță. Da, o să chiar o să facem un pic mai mult de o oră, că este fascinant ce spuneți. Hai să ne întoarcem și apoi revenim, că sunt atâtea lucruri despre China. Oricum, prima concluzie pe care o trag, confirmă ce spunea pe Elefit. Când China se va trezi, lumea se va cutremura. Deci observ că acolo se la dimensiuni gigantice tot ce spuneți noastră. Adică acolo totul e gigantic. De ce? Totul este la dimensiuni gigantice, dar să știți că modul în care sunt organizate lucrurile și modul în care chinezii văd viața nu îți lasă absolut deloc senzația de presiune sau de sufocare. Pentru că tot ceea ce fac chinezii fac cu o proiecție de minim 3-4 ani în avans. Iar marile proiecte se gândesc pe 10, 20, 30 de ani înainte. Cumva e același sistem de acum 30 de ani în România. Da, da. Înainte de a trece la pandemie, spuneți-mi, ați constatat de când sunteți în China, așa un fel, se cultivă și la televiziune și la radio și în școală ideea de măreția Imperiului Chinezesc. Adică am văzut la turci, Erdogan deja cultivă această otomanism, rușii cultivă ce mari eram noi. Chinezii deja cultivă de la școală sau cultivau și înainte că ei aveau hârtia când, mă rog, europenii erau prin păduri. Cum e? Hârtia, arcul, praful de pușcă, compasul... Se cultivă asta? La școală? Absolut. Nu doar în școală. Sunt... Ca să încerc să fac... Cred că oamenii ar înțelege mai bine făcând niște comparații. Există un conflict cultural între Occident și Asia dat de laturile culturale. Există o supremație americană pe care toată lumea o cunoaște, China se promovează foarte puternic în aspecte culturale mai mult decât în aspecte economice și politice. Iar dacă de 3-4 ani putem să vorbim de o schimbare de paradigmă chiar și în abordarea chineză. Dar China se promovează puternic tot ceea ce înseamnă cultură, identitate și istorie națională, dar nu de data recentă. China începe absolut o poveste de la împăratul galben. Vorbim din mitologie. Istoria nu începe niciodată în secolul 20. Nimeni nu-ți vorbește în China despre ce este acum. De ce? Pentru că chinezul are între multe filtre filtrul timpului. Și ei spun că ce nu rezistă timpului nu e subiect de discuție. Și atunci se începe de la 2000 de ani. De la Pangu, este o maimuță născută din oul principal, primordial. Da. Și este o legendă foarte frumoasă, pentru că maimuța asta, Pangu, a crescut cu ajutorul divinității. Aici există divinitate, da? Nu-i spune Dumnezeu, există divinitate, există forțele divine superioare din Palatul Celest, cum spun ei, și Palatul Celest este regăsit în absolut tot ce înseamnă cultură și tradiție chineză, inclusiv în prezent. Și Pangu, asta, maimuța asta, a crescut și a despărțit cu mâinile și cu capul pământul de cer. Da. Iar în momentul în care a crescut atât de mult, s-a prăbușit și o parte, venele au devenit fluviul galben, fluviul albastru, o parte din oase au devenit munții Himalaya și tot ce înseamnă deșert. E o poveste, o legendă foarte, foarte frumoasă, iar o parte din rămășițele uriașei
mitologice maimuțe, au ajuns să facă Marele Zid și Marea Galbenă și Golful Bohai și fiecare parte din geografia și cultura și orientarea chineză are legătură cu momentul zero. Da, să știți că noi avem și aici multe întrebări, dar mulți însemnalau aici că era ceva cu sunetul, dar văd că s-a reglat. Mi spuneau că a intrat, probabil că a intrat un STS pe fir, dar văd că s-a rezolvat. Spuneți... Orea lor, orea al nostru. Da. Da. E cineva care nu știe că vorbesc cu cineva din China. Bun. Hai să vedem starea. Faceți-mi dumneavoastră 18 mai. Adică ieri ați postat, chinezii nu exclud posibilitatea unui al doilea val de infecții, COVID-19. Să știți că noi aici, în Europa și în România, am fost, niciodată n-am înțeles, ba vine valul, adică întotdeauna ce se întâmplă în China în legătură cu COVID-19 a fost un semnal. Dacă era când China revine valul, să știți că noi începem să ne speriem. Adică, de ce? Faceți-mi o fotografie la zi, că lumea nu știe. Acum și-am văzut istoricul. Mă gândeam că mă veți întreba și motivul pentru care mi-am notat datele astăzi, acum două ore, ultimele date afișate. Astăzi, în toată China, mai sunt 147 de cazuri. În toate? Câți chinezi sunt? Miliard? 1,39 miliarde. Da. Deci la un miliard sunt câte cazuri acum? 147. Da. Infectați. Da. Ori asta înseamnă pentru chinezi revenirea valului. Că da, mai sunt cazuri. Că vor fi zeci de mii. Da. La 147 de cazuri au 10 în stare critică. Da. Iar pe lângă cei 147, că se discută, văd foarte mult în România, au 139, hai să spunem 400 asimptomatici. Da. Adică oameni care nu au virusul, dar nu au niciun fel de problemă, niciun fel de problemă medicală. Pentru chinezi, faptul că revine, să spunem, virusul, înseamnă că nu reușesc să ducă la zero. Păi de, de ce nu reușesc? Pentru că aici era un alt criteriu pe care vreau să vi-l dau, pentru că au 1700 de cazuri importate. Păi nu sunt închise granițele. Au închis, inclusiv pentru relația diplomatică, dar se întorc chinezii. Spre exemplu, sunt în foarte mari dispute chinezii în ultima săptămână, două, pentru că chinezii își reîntorc în țară absolut toți studenții și profesorii aflați în afara granițelor. Se bat cu americanii pentru că, deși chinezii au pregătit zeci de avioane, să aducă studenții și profesorii chinezi din Statele Unite, americanii nu le dau drept de zbor. Și sunt probleme pentru că majoritatea chinezilor din America au închis chiriile, nu mai au unde să stea și așa mai departe. Dar de asta vor să vină înapoi. Din chinezi. Da? Se întorc pentru că în America lucrurile nu mai sunt în regulă. Da, deci puneți-mi din punct de vedere al restricțiilor la nivelul întregii Chine. La nivelul întregii Chine trebuie să facem o separație între provincia Hubei, Wuhan și restul Chinei. Da. Pentru că eu la Beijing am 1200 de kilometri până la Wuhan. Noi nu am avut la Beijing niciun fel de restricție. Nu? De mișcare, de mers unde am vrut noi. Chiar și în perioada de criză? Nici o clipă. A fost pe zone cum ar veni. A fost concentric exact. De la Wuhan în provincia Hubei, provinciile învecinate, acolo au fost restricții, în Wuhan au fost restricții extrem de dure. Deci numai în zona aia, la Shanghai a fost? Nu. Nu au fost restricții de mișcare sub nicio formă. Păi stați un pic, nu au fost restricții legate de... Stați un pic, apropo de infecție. Păi dacă nu mai infecțios decât Shanghai-ul,
din aglomerația, cum Dumnezeu de la Shanghai n-a fost. Nu, au fost și acolo, au fost peste tot, inclusiv Beijing a avut în total undeva la 500 de cazuri. 500 de cazuri la 22 de milioane de oameni. Am înțeles, dar numai. Și Shanghai-ul cât a avut? Shanghai a avut undeva la 2000, la aproape 20 de milioane de oameni. Da. Deci, politica e foarte importantă, că am văzut că a scris și noastră despre România. Nu a fost de extindere la nivelul întregii țări. Nu. Nu, pentru că s-a, în primul rând, toată nebunia asta s-a suprapus pe perioada de anul nou chinezesc. Vorbim de 3-4 săptămâni în care în China este vacanță. Am urmărit emisiunea pe care ați avut-o cu corespondentul Radio România de la Moscova, domnul Beleavski, și cumva situația este cam aceeași. Aici, în vreme de 3-4 săptămâni, oamenii stau, nu se mișcă. Și atunci, imaginile pe care le... O secundă că s-a blocat. Numai un pic. Cum se rămână fără internet în China? Ia vedem. Dar eu, măcar eu am internet. Deci, pentru telespectator, domnul Dată Mozeu, este chiar din China. Nu cred că a rămas fără internet, dacă e o rușine pentru... Dacă și în China nu e internet, ia să vedem. Să nu mă ierte. Până când intervenim, până refacem... Domnul Danto Mozei m-a anunțat că va vorbi și despre... A adus cartea pas cu pas în chineză, mai țineți minte că a fost un întreg scandal. Domnia sa, i-am citit aici, e un jurnalist curajos din România, probabil că vom mai lungi această emisiune, nu numai pentru că s-a întrerupt acum, ci pentru la care ținu foarte mult, pentru că chiar sunt lucruri extraordinare. De acolo sunt aici, nu mai înțeleg nimic. Mă auziți? Da, vă aud. Acum vă aud, dar gata, am refăcut. V-a căzut internetul, ce a fost? Cred că a intrat un micuț pe fir, nu știu. Am înțeles. Deci revenim să facem... pentru prima dată când putem avea în România o imagine nu mediatizată, nu stâlcită de presă. Deci, în China, în momentul în care s-a declanșat, vreau să spuneți că numai anumite zone. Deci, Beijing-ul nu a avut... De ce nu au avut restricții? Deci, numai în anumite zone au fost. Adică numai în zona aia de unde a izbucnit. Iar s-a oprit. Da, complicat, dar să ne ierte telespectatorii, asta e problema. Internetul. Acum, dacă nu mi-a căzut mie, înseamnă că la dânsă e o problemă, nici într-un caz la mine. Da, revenim. Ia că acum o să fie, sunt aici, să recapitulez, că așa didactic. În China, și domnul Danto Mozei a scris pe blog la un moment dat că ar fi fost bine ca și în România să nu fie toată țara sub restricții, ci numai zonele unde sunt mulți infectați. Dar noi au fost unele județe, domnul Danto Mozei a și făcut. Uite, telespectatorii spun, Ilona Tereșencu, calm, până merită efortul să avem răbdare. Să avem răbdare. Deci domnul... Să mai citesc domnul Danto Mozei, citesc până când intrăm, că a scris și rogul lui celor de acasă care nu cedează, de partea celor din Piața Victoriei, n-am auzit până acum acuzația că sunt bani chinezești. Până acum ați văzut și domnul premier și domnul Klaus Iohannis, adică cine protestează pentru drepturile omului și împotriva restricțiilor. Responsabil. E vechi. El e nou. El și Ludovic Orban, asta a făcut cel mai mult. Ei sunt noi. Oameni noi. Acum au ieșit de un... Și domnul Danto Mozei, uite, a fost de partea acestor
un fir de aer proaspăt vine, gata. Vă tot, v-am citit din blog, mă auziți? Da, asta vă mulțumesc. Îmi cer scuze. Nu, păi, da. Nicio problemă. În timpul ăsta vă citesc din blog, a fost de, a fost de partea celor din, din piață. Deci, să încheiem. În, acolo nu au fost restricții decât în zonele, cum este în zona, deci în Beijing n-a fost nicio restricție. Ca să înțelegeți, ca să, pentru că sunt, eu sunt poziționat de anumiți prieteni, cumva de partea celor sceptici legat de ce se întâmplă cu această pandemie. Și pe mine, și eu să fac parte tot de mine. Nu în sensul, să spune de stat, nu în sensul că nu a existat. Nu. Ci în sensul că a devenit o paranoia planetară pe care nu mi-a explicat. Vă rog. Exact. E, această paranoie nu există și nu a existat în China. Da? Nu a existat sub nicio formă. Din două motive. Și de aici, relaxarea chinezilor, determinarea autorităților în deciziile administrative luate, pentru că ei în 2003, 2002, octombrie, noiembrie, până în iunie 2003 și cumva o să vedeți că se suprapune perioada, ca și perioada de în luni, luni de zile. În 2003 China a trecut prin pandemia, epidemia SARS. E tot o răceală, tot o gripă. E, ei au mers exact pe aceeași matrice, pe aceleași decizii, pe aceleași măsuri, pe aceleași rețele concentrice de decizie și de blocaj sau relaxare. E, în Beijing, fiind extrem de departe, dar existând o extrem de mare grijă pentru ce se întâmplă cu populația, nu au fost impuse restricții. Dar dacă mergi, noi din, din ianuarie am știut că se întâmplă situația, pentru că am primit informări, da? Prima știre publică cu clarificări, cu lămuriri a fost pe 17 ianuarie. Da? Ori noi din februarie, noi muncim de acasă, inclusiv săptămâna asta și cealaltă. Chiar dacă nu erau restricții. Absolut. Doar, doar din, sunt considerente, dacă vreți, vorbim de capitala Chinei. Este capitala Imperiului. Da. Unu. Doi. Ca să înțelegeți că lucrurile au intrat în normal, săptămâna asta, la final, încep sesiunile de primăvară. Parlamentul Chinei se întâlnește o dată pe an, două săptămâni, în plen. Și vor fi ședințe în plen cu 3.000 de oameni. Vă dați seama că dacă lucrurile nu erau sub control, nu se întâmpla lucrul ăsta. Iar în mod, calendaristic, evenimentul ăsta, sesiunile, adunarea națională a reprezentanților poporului din China, cum este denumirea oficială, trebuia să aibă loc în martie. E, din martie a fost împinsă până în a doua deci, parte. Anumite, anumite prudențe au existat și în Beijing, da? Deci, în toată China, cu atât mai mult în Beijing. Prudență. Adică, ați folosit da, corect. Munca de acasă, s-au închis magazine astea? Au fost închise magazine, dar din considerente medicale. Adică, am pus pe internet foarte multe filme în care am arătat că din considerente de protecție medicală, magazine numai, mai ales restaurantele. Văd discuții pe tema Horeca zilele astea în România. Da. Nu mai renta să ții deschis. Dar, și aici așa vreau să atenție pentru cei care sunt în business în zona asta Horeca. În februarie, da? Vorbim februarie-martie, statul chinez a alocat echivalentul a 90 de miliarde de euro pentru susținere pentru zona de business. După prima lună. Cum adică? În ce sens, în sens că a alocat? O să vă dau link-uri pentru că o să găsesc detaliat la mine pe site. Tot ce înseamnă suport pentru angajați. Tot ce înseamnă salarii. Statul a suportat salariul celor care nu au mai putut să muncească. Da. După aceea, aprovizionare cu materii prime, pentru că trebuiau să mai continue să lucreze, alimentația, zona de medicină, spitalele. După aceea, rețelele logistice, pentru că rețeaua de conexiune marfă China-Europa s-a închis abia în ultimele 6-7 săptămâni. Până acum a funcționat perfect. Da.
au început să cadă avioane, au început să fie sistate cursele aviatice. Statul a intervenit masiv până în cele mai mici detalii, însemnând ce? Pe tot ce înseamnă zona Hubei, zona focarului epidemic, s-au înlocuit inclusiv bancnotele din bănci. Extraordinar. Dacă era ideea că sunt purtătoare de microbi. Da, toate, să știți că am discutat chiar cu oficial de aici. Multe dintre nebuniile și năzbâtile răstălmăcite și promovate în Occident, inclusiv în România, sunt pornite de aici. Dar pentru că nu sunt înțelese sau pentru că sunt întoarse pe dos. În ce sens? Vă dau exemplu cu banii. Dom'le, nu mai puneți mâna pe bani. Nu, da. Nu-i problema că nu pui mâna pe bani. Problema e că te speli sau nu. Da. Sau, altă poveste. Ca și, vorbeam mai devreme, dom'le, revine valul 2 de epidemie. Nu, valul 2 de epidemie nu înseamnă că o luăm de la capăt. Înseamnă că vrem să ducem spre zero sau unde ne menținem, ca să menținem sub control, ca să reluăm viața normală. În China s-a reluat viața normală? Școlile sunt deschise? 90% din școli sunt deschise, dar grădinițele nu sunt deschise, ciclul 1-4 nu e deschis. Au început cu clasele a 12-a, cum vin la noi, și cu clasa a 10-a, cum era pe vremuri, cele care dădeau treaptă. Cele care dau treaptă pe modelul românesc și cele care merg în bacalaureat și examen de admitere la facultate. Dar da. Nu sunt luate integral școlile. Fetele mele, fata mea încă nu merge la grădiniță, fetița cea mare, încă nu s-a deschis. Se pune problema din 8 iunie să se reia și grădinița. Pentru o scurtă perioadă că se intre în vacanță. Da, există un plan etapizat, adică anunțat, sau e ca la noi? Ca la noi zice mai bine. Nu, cum e? Spuneți-mi. Se știe că grădinița se reia în iunie din martie. Oameni serioși. Ar trebui să intru în foarte multe detalii ce înseamnă responsabilitatea comunicării în China și ce înseamnă sancțiunea pentru irresponsabilitatea în comunicare. În ce sens? Amenzi au fost? Nu, că n-au fost, că nu erau restricții. Am să vă dau exemplu Wuhan. Da. Toată lumea vorbește, veți înțelege că sunt sensibil la fel la subiectul China, trăind da. Aici. Da. Se vorbește mizerabil la adresa Chinei și asta pe un fond mediatic filo-american, filo-occidental. Și România merge pe curentul ăsta total dezinteresată de relația diplomatică sau de relația de prietenie cu China. Se știe că virusul inițial a fost observat de un medic din Wuhan, dar care nu a fost luat în seamă. Ba mai mult, autoritățile l-au somat să nu facă gălăgie, pentru că chinezii, în general, sunt sensibili la sănătate. Medicul ajunge să moară din cauza faptului că a fost între primii care s-a implicat în bătălia asta cu virusul. Este un erou în China, astăzi, dar toți cei care, la nivel politic, administrativ, de decizie, absolut toți în Wuhan și în Hubei, astăzi, sunt arestați. Pentru că nu au luat în calcul și varianta că e posibil ca medicul ăla să aibă dreptate. Știți că la noi nu există știrea asta. Sunt 9 medici morți în timp perioada asta pandemică la Wuhan și sunt peste 20 de asistente medicale care au murit în urma contactării virusului, dar care au fost în focar. Sunt sute de alte cadre medicale care au contactat virusul, dar care au fost salvate, au fost recuperate. În China nu te joci cu viața omului. Și toate nebuniile pe care le-am văzut pe televiziunile din Occident, preluate cu nesață în România, 90% sunt răstălmăciri și 10% este imaginea pe care o vezi, dar nu o înțelegi în dimensiunea reală. Și o să vă dau un exemplu. A fost un spectacol, gata, domne, vine virusul, cădem din picioare, murim. Da, asta chiar cineva
m-a rugat domnul Diplan, pe care e liderul celor din piață, să vă întreb cum era cu ăla cu căzutul în picioare. Filmul ăla, celebru, cum a fost? Erau, eu am văzut multe imagini de genul ăsta. Nu știu ce ați văzut. Erau într-o stație de autobuz. Erau alții care cădeau pe trotuar și venea salvarea și luau. Ei, poate o să vi se pară ilar, dar asta e realitatea. Emoționalul poporului chinez este cu totul este o altă dimensiune dacă o raportăm la ceea ce suntem noi. Chinezul atunci când este izbit de un șoc emoțional, sentimentul lui principal este să ia contact cu pământul. Nu contează cum cade. Vă dau un exemplu. Nu e vorba de leșin. Se trântește la pământ. E un fel de leșin. Dar este un leșin, dacă vreți, controlat. El știe ce face. Da. Mergi pe trotuar și te lovește. Iar s-a întrerupt. Tocmai când nevoia să ne... Nu-i nimic, o să revenim. Eu rămân în continuare. Să sper că telespectatorii au înțeles. Vorbim cu un corespondent nostru din China. Să mai spun eu câteva lucruri de pe blogul domnului Danton Muzei. Când s-a scris foarte mult despre România. Uite că cred că acum revenim. Văd că mă văd numai eu. Ajunsesem. Da, gata, revenim. Nu-i nicio scuze. Oricine, facem aici o ceșerezadă. Vă rog, spuneți. Deci, spuneți că la ei, ziceți, cum e cu emoția? Este un răspuns emoțional. Nu este virusul, dacă imaginați-vă că ar fi fost așa cum au tradus cei care povesteau în Occident. Ar fi trebuit să vedem și în România exact acelea secvență. Nu e cazul. Am fost la zeci de situații în care oamenii cădeau lângă mine și mi-au trebuit o perioadă, ani, să învăț lucruri de genul ăsta. Adică era emoție. Este o problemă de reacție emoțională. Așa știu ei că trebuie să. Nu pentru că virusul ăsta... Un alt exemplu, când spuneați că mergi pe trotuar și te izbești de unul, cum e? Spune, când cade chineză. Sau un alt exemplu. Eu până de curând, până să am fetițele, mergeam cu soția enorm de mult cu bicicleta. Făceam zilnic, nu exagerez, 10, poate mai mult de 100 de kilometri. Pentru că Beijingul de la mine de aici, din vestul Beijingului, până în Manhattanul Beijingului, are aproape 60 de kilometri. Da. Și te tot duci pe bulevard, un singur bulevard. Pe unul faci câți kilometri? Faci cu bicicleta? La un capăt, la altul al Beijingului, are 68. Da. De kilometri. Iar dacă vorbim de totul de suburbii, ajungi la 200 de kilometri și ești tot în Beijing. E un bulevard care trece așa? Da, este un bulevard care Beijingul este, dacă vreți, nord-sud, est-vest. Da. Da. Bulevardul est-vest. Și mergea. De multe ori se întâmpla lângă noi să la semafor, la stop, sau să treacă pe lângă noi. Nu sunt foarte atenți în trafic, da? Șoferii chinezi. Și te atingeau. Pur și simplu te atingeau, nu pățeai nimic. Noi mergeam înainte, că eram din Occident, români, viteji, chinezul de lângă mine cădea. Și acolo rămânea până venea poliția. De ce? Nemișcat. De ce? Bine, nu dădea drumul la telefon din mână. Da. El era acolo, căzut. Da. Dar nu dădea drumul la telefon. De ce? A, că se sune la poliție. Că el era cu bunurile lui, dar de mișcat nu se mai mișca. Și blocai trafic, și blocai circ, și tot felul de lucruri. Este o altă cultură. Nu e vorba de altceva. Spuneți-ne, în perioada aceasta, cum au reflectat televiziunile pandemia din China? Adică... Eu am vrut să merg la Wuhan, nu s-a putut. Da. Tot ce ați văzut de acolo a fost exclusiv imagini de la chinezi. Nu a fost niciun străin acolo. Foarte importantă informația. Deci tot ce s-a transmis pe toate televiziunile planetare au fost din China. Făcute imagini, de chinezi. Imagini de la chinezi. Da. Mai mult decât atât, imagini de la chinezi, iar tot ce ați văzut că ar fi de acolo, nu era din Wuhan. În ce sens?
Sunt foarte multe firme care și favorabile, excepționale cu privire la Wuhan și Hubei, dar care sunt din absolut toată China. Sunt compilații. Sunt decupaje din absolut peste tot. Păi și cine le-a făcut, domnul Tomozi? Sunt și chinezi, sunt și occidentali care au interese să... Să fie mai bine. Să fie și mai prost. Da. Deci, spuneți-ne cum au fost, însă cum au reflectat televiziunile chinezești. Eu, 80% din informația oficială cu care am lucrat pentru a produce, am aproape 160 de texte numai pe zona asta de pandemie din China, le am din conferințele oficiale de presă, 3 la număr, una oficială guvernul Chinei, una celula de criză, da? Grupul de coordonare la nivel național și a treia conferință seara, ultima, în fiecare seară la ora 21 din Wuhan și acolo veneau specialiști. Cât două luni așa au fost acum? Nu, și astăzi continuă. A început din ianuarie de la sfârșit și astăzi se continuă. În fiecare zi? În fiecare zi. Trei conferințe, vorbesc numai de conferințele oficiale. Da, deci conferințele oficiale sunt trei în fiecare zi din ianuarie. Da, în care, vreau să aici așa, fac o separație foarte clară între ce se întâmplă în România, că și în România apar la conferințe. La România, cum ar fi, la comunicare. În ianuarie, februarie, martie, aprilie, mai, 5 luni, președintele a ieșit de 2 ori. Da. Premierul a ieșit de 2 ori pe tema pandemiei, epidemiei. În rest, au fost exclusiv specialiștii și cei care sunt implicați direct în a soluționa, în a rezolva problema. Nu ai văzut politician, deși au și ei destui. Cum vă explicați? Responsabilitate. Sau poate nu au vrut să liște, domnul Tomozei. Nu există. Nu există, că n-are cine să le facă ce. Da, corect. Dar acolo unde s-a greșit, și v-am dat exemplu Wuhan, nu există regine. Dar în afară de aceasta, televiziunea națională a dat imagini groaznice de acolo, cum e la noi. Morți. Au fost dezbateri, la un moment dat, exact ca și în România, dar pe o zonă mai rațională. La un moment dat nu mă mai uitam eu. Numai despre asta s-a vorbit. Da? Pe absolut toate posturile de radio, de televiziune, ziarele, am toată colecția din ultimele luni, da, în birou, la radio, și presa de limba engleză mi-o aduc aici și o am pe toată, ori o să o păstrez. Și dacă vreți, uite, vă fac cel puțin zona de limba engleză, vă aduc în țară când o să apuc. Da. Așa, să vedeți că nu există, sunt, cum să zic, din 24-30 de pagini, 10-12 pagini sunt numai despre problema asta. Dar și critic, pentru că asta nu se înțelege legat de China. În China ai voie să critici, dar n-ai voie să fii tâmpit. În momentul în care ești tâmpit, ești responsabil pentru tot ceea ce faci. Da. Spuneți-mi, există vreo o investigație oficială în legătură cu cum a pornit virusul în nivel de China? Sunt cel puțin două despre care mă pot lansa în supoziții, pentru că sunt și altele. E una administrativ-politică, de care v-am spus și deja cu consecințe. Da. Sunt arestați că nu s-au alarmat. Da. Da. Așa. Mai este o altă investigație care ține de zona de conflict diplomatic, politic, economic american. Pentru că americanii vorbesc de virusul care a pornit din China, ori chinezii, fără niciun fel de reținere, deja din martie vorbesc de virusul adus de americani aici. Oficial vorbesc? Oficial. Și vorbeam noi zilele trecute că, spre deosebire de Occident, China își numără foarte bine fiecare glonț și fiecare pas. A fost prezentat telespectatorilor acest război mediatic. Deja americanii la nivel de Trump trag cu tunul. La chinezii cum răspund oficial? Chinezii răspund cu niște mesaje extrem de seci și extrem de precise.
dar folosind armele americanilor, dar calibrat. De 5 luni de zile, chinezii nu au ieșit să tragă la un nivel ierarhic mai sus de purtător de cuvânt la Ministerul de Externe. Nici măcar viceministru. Sunt doar purtătorii de cuvânt, dar, și asta este o informație de astăzi, da? Americanii le reproșează chinezilor că le-au asediat și acaparat Twitter-ul. Vă puteți imagina așa ceva? Da, așa e. Păi nu e pentru... Bun, americanii pot să spună orice, chinezii pot să spună orice. Eu sunt abonat la mesajele Twitter ale purtătorilor de cuvânt din China, de la Ministerul de Externe. Când trimiți un mesaj la 2-3 zile, nu mi se pare deloc o mare... Da, când mesajele sunt trimise, au un conținut atât de sec și de dur, încât îi obligă pe americani la reacție. Da, vă dau un exemplu. Da, spuneți. Sunt 4 purtători de cuvânt la Ministerul de Externe. Pat Chu-ying este șefa lor. Pat Chu-ying este cam o dată la 2-3 săptămâni cu un mesaj. Pat Chu-ying este cu un mesaj care 2-3 săptămâni Departamentul de Stat vine cu reacție. Dar foarte important este, domnul Tomozel, la nivel de Twitter, nu-i comunicat oficial. Nu. Nu implică decât, dacă vreți, banca de rezerve. Nici măcar oamenii din teren. Da, am înțeles. Deci tactica este să nu răspundă la nivelul ăsta, la nivel de purtător de cuvânt care a scris pe Twitter, nu-i așa? De ce? De ce fac politica asta? Încă o dată, mă rog. De ce fac politica asta? De ce nu răspundă la nivel de președinte, ca la noi? Nu întreb. Păi nu poate fi niciun fel de grad de comparație. Al nostru vorbește, să mă iertați, deși sunt sibian și știu de 20 de ani. Da. Omul ăsta vorbește oricum fără să știe despre ce vorbește. Al nostru. Da. Bun. De ce țin chinezii, din punctul meu de vedere, jocul la nivelul acesta? Pentru că ei știu foarte bine informația. Cunosc foarte bine informația și baza informațională. Chinezii au spus în martie că virusul de la Wuhan este un virus plantat. La nivel de Minister de Externe, la nivelul specialiștilor, la... Iată, când a fost cu specialiștii, iar s-a oprit. Mă întreb dacă nu. Nu cred că internetul meu, dacă mă auziți, cred că este, deși nu cred că e internetul chinezesc, era favorabil chinezilor, dar e interesant. Să recapitulez până când se reia legătura, o să mai lungesc acest interviu, oricum îl lungeam, dar până la urmă odată pun mâna pe domnul Dan Tomozi, n-am apucat să vorbim nici de pas cu pas în chineză, să vedeți acum. Ia să vedem. Gata, apare. Apare. Gata, așa este. Din așa. Nu cred că la dumneavoastră, cred că la mine. Auzi-mi să fie de aici, da. Și în momentul în care China a ieșit oficial, da, dar, repet, până la nivelul Ministerului de Externe, la nivelul purtător de cuvânt, să acuze America, argumentele principale au fost așa. Nu există nicio bază pentru nimeni să afirme că virusul este din Wuhan. 2. Și aici așa au argumente de la japonezi, de la italieni, de la iranieni, de la francezi, de la germani. Și asta nu... Asta e. Deci tocmai când vedeți, a atins un subiect sensibil, imediat are o problemă cu internetul. Internetul ăsta o fi american, nu poți să-mi dau seama. Da, noi vom stăm până la 7:30. Tot o să reușim să vorbim despre cum era subiect sensibil asta cu plantarea de americani. Vă să ce credeți? Americanul a intervenit prin satelit sau... Nu, chinezii nu, că era în favoarea chinezilor. Noi nu, că noi, ai noștri nou. Așa... uite, cineva spune așa că e normal să aibă... uite, eu vă aud și mă văd.
Numai eu nu-l văd pe domnul. Domnul Adrian, administratorul, ia, spuneți-ne. Dânsul mă vede, nu-l văd eu, nu-l aud. Telespectatorii, l-aud? Uite. Păi hai, dăm drumul. Ce, iar a căzut? Uite. Zice Petre Oprea, e normal să aibă o părere pe China, domnul Tumodie, angajatul Chinei. Azi întreabă cu câte plătiri. La un moment dat, cu câte plătiri. O mai explicat din punctul de vedere. Da, noi, dragi telespectatori, sunt un bătrân. Deci hai să ascultăm și pe alții, nu știu. Dacă vine mâine, am ascultat și pe Beleascu, sunt gata să iau interviu și lui Putin. Misiunea noastră, jurnaliștilor, este să întrebăm. Domnul Tomozei spune lucruri. Ah, a zis că e confidențial. Nu, nu mai, poate că e un pseudonim. Nu, e... ai spus chiar lucruri foarte interesante. Deci inclusiv asta nu știam că la nivel oficial în China, oficial, deci pe de o parte că ei păstrează, este foarte important, deci diplomatic, ca să explic eu, deci de fiecare dată când a intervenit președintele României, eu am spus că e prea înalt. De exemplu, când a fost conflictul cu UDMR-ul, cu vânzarea Ardealului, v-am explicat la un moment dat că de punct de vedere diplomatic, președintele României a ridicat la cel mai înalt nivel, adică a ieșit el cu mesaj, cu statement, și Victor Orban, mai diplomat, mai subtil, i-a răspuns într-un interviu întreagă, din coace, în acest război planetar americano-chinezesc. Americanii trag, ați văzut, Trump personal, la nivelul ăla mare, scrie pe Twitter, Pompeo, cu tare, iar ei, chinezii, nu răspunde foarte interesant decât la nivel, atenție, la nivel de purtător de cuvânt și pe Twitter. E foarte important unde răspund. Una este să ții o conferință de presă, să faci o declarație, statement, chiar purtătorul de cuvânt, deja în cancelariile lumii, zice, gata, declarație, ce urmăresc chinezii, și ceva pe Twitter, purtătorul de cuvânt, zice, a scris și el acolo pe Twitter, era într-o noapte, s-a trezit, era obosit și a scris. V-am prezentat, nu e nimic, mergem în continuare. Rezistați, da? Câte ora? Câte este, s-a făcut deja mâine, este 20. Eu v-am ținut aici. Nu vă faceți probleme că sunt familia. Nu deranjez familia. Ziceți, deci ei oficial spun că a fost plantat. Și argumentele sunt de ordin științific și asumate de specialiști din absolut toată lumea. Și aici ar trebui să există o dezbatere foarte lucidă la nivelul Europei. Da? De ce? Franța vine și spune că are două focare, nord și sud, care nu au legătură cu virusul, cu secvența genetică a virusului din China. Italia vine și spune că pacientul zero nu are legătură cu virusul și cu niciun contact din China. Iranul, la fel. Iranul, cel mai tare. Japonia, la fel. Adică sunt India. Nu are, primele cazuri nu au legătură cu contacte cu chinezi. Să spui, domne, virusul e din China. Venit în Europa din China. Nu. Ori, asta e o dezbatere pe care, așa cum observ eu, este refuzată în absolut toată zona occidentală și acoperită de un val uriaș de bruiaj venit pe zona americană, care vine să acuze în forță și fără niciun fel de pauză China, dar fără un argument. Adică, bun, China e de vină, dar care ți este argumentul? Doar pentru că vine, să vii tu să spui chinezul e de vină? Ok, bun, chinezul e de vină pentru că și aici lucrurile intră în ceață, permanent intră în ceață. Discuțiile, din păcate, au mers foarte departe din punctul meu de vedere, inclusiv la nivelul Organizației Mondiale a Sănătății, la Asociația Mondială a Sănătății, este o secvență, un organism din cadrul OMS-ului. Și aici așa e interesant, Occidentul e foarte bun la șah, la strategii. În schimb, chinezii sunt foarte buni la a vedea în timp și a proiecta în timp ceea ce tu încerci să joci la occidental. De ce? Americanii și occidentalii, Australia, spre exemplu, folosesc pandemia pentru a ataca China prin Taiwan.
Este impresionant. Adică astăzi în jocurile geopolitice se duc în cadrul Organizației Mondiale a Comerțului și tema nu mai e COVID, tema e Taiwan. Este inimaginabil ce dezbateri sunt zilele astea în cadrul Organizației Mondiale a Sănătății. În ce sens este Taiwanul? Ce caută Taiwanul în piesa asta? Bună întrebare. Da. Dar să ne spune americanul și australianul, că australianul nu face de capul lui. Da, corect. Există la nivel oficialității o nuanțare, o deosebire între Uniunea Europeană și America în acest război? De tonalitate și de reacție. În ce sens? Sensul că Uniunea Europeană a reacționat foarte bine și foarte repede în ianuarie-februarie, trimițând aici avioane, zeci de tone de materiale medicale de sprijin, întoarse de China cu supramăsură. Cu Europa, știți cum? Cu Europa lucrurile se duc pe un alt nivel în relația cu China, cu America e un alt joc, un alt nivel, cu Asia un alt nivel. China joacă supraetajat și pe multiple planuri. Rusia cum e relația? Perfectă. În pandemie. Sunt împreună. Perfect. Perfect. Ăsta este, dacă vreți, marele ghinion al Americii de azi. În ce sens? În sensul că relația Putin-Xi Jinping este atât de bine sudată, relația ministri la nivel de ministri de externe, China, Rusia, comunicarea este atât de bine închegată, încât e un teritoriu mult prea mare și cu oameni cu atât de mare experiență care să plece, cum se spune în România, după fentă. Da. America și Europa, inclusiv Europa, joacă la fentă permanent 24 de ore din 24. Ori nu merge cu China. Și dumneavoastră sunteți, dacă vreți, unul dintre ziariștii care aveți o vastă experiență și puteți pune degetul foarte repede pe o problemă. E, oamenii ăștia nu doar că au 70 de ani de viață în spate, dar au vreo 40-50 de ani de experiență pe teren. Da, cine oameni? Vorbim de miniștri, vorbim de la președinte, miniștri... Da. Da, chinezi. Inclusiv Lavrov, da, adică... Adică vorbim... de oameni care știu, în primul rând, să stea pe scaun. Uite, hai să ne uităm la România. Nu mai vorbim de altceva. Ia spune, noștri pleacă după țizări. Foarte frumoasă formula. Știu să stea pe scaun. Ce înseamnă? Ai noștri știu să stea pe scaun? Ce înseamnă? Mă provocați. E important. Nu avem noi un ambasador la Londra care știa să stea pe scaun în Palatul Cotroceni? Am înțeles, da. Și nu numai azi, și vorbim și în Parlament, și la guvernare, și nu numai guvernul ăsta. Vorbim de oameni care sunt plantați, așa cum se spune că a fost plantat virusul în China, vorbim de oameni plantați tocmai pentru că nu știu ce au de făcut și sunt excedați de faptul că sunt acolo. Ei nu mai știu ce au de făcut. Ei sunt depășiți de faptul că sunt acolo. Da, frumoasă formulă. Deci, să recapitulez. Potrivit punctul de vedere oficiale ale Chinei. Virusul a fost plantat, de acord? Așa e? Da. Și al doilea, virusul în Europa nu a venit din China. Nu numai în Europa. Și în Asia, și în Orientul apropiat, da? Și în America. În America nu există momentul zero în America, vorbim de 21 ianuarie. A? Primul caz în Statele Unite, sunt foarte la detalii, dacă vreți, intrăm, pentru că atât de mult am intrat în ăsta, încât le știu la nivel de date. Primul caz în America, 21 ianuarie, nu are legătură cu nimeni. Da. Cum a ajuns cazul acolo? Și atunci revenim la ceea ce vin americanii și rușii și sublinează și cer în ultimele săptămâni, cu precădere în ultimele zile la nivel internațional, americanii să își desecretizeze experiențele biochimice da, din cele 200 de laboratoare
din întreaga lume, din afara teritoriului american. Și mai ales, da, din laboratorul din Maryland, care a fost închis anul trecut în vară brusc și redeschis acum două luni, pentru că, na, cumva și Rusia și China probabil că nu mai pot aștepta la nesfârșit să fie atacate și trec și ele la o contraofensivă. Și au și ele informații, bănesc. Suficient. Cumva eu am tot așteptat de mai multă vreme să văd un schimb, nu doar o primire. Da. China a primit de 4-5 luni puternic, dar uite că reacționează în sfârșit. Da. Spuneți-mi, există, ce s-a întâmplat cu marile companii cu forța de muncă din China? Apple au închis în perioada asta, continuă? Au închis? La sfârșitul lunii martie, 90% din zona industrială extractivă era deja reluată. Da. Tot ce înseamnă zona de producție în zona alimentară, zona agricolă, totul este preluat 100% deja, cred că sunt vorbind de o lună jumate, mai mult de o lună jumătate. Probleme sunt în Hubei și în Wuhan. China era zona de forță de muncă unde făceau Apple, Beijing. Absolut. Să știți că multe zone industriale nu s-au închis. Companiilor străine, nu-i așa? Da. În timpul pandemiei, spre exemplu, Tesla și-a continuat și finalizat și deschis fabrica de la Shanghai. Fabrica auto electrică. Da. Celelalte, Huawei, au mers. Da, și nu numai Huawei, și Apple, și tot ce înseamnă Volkswagen, Audi. Aici e piața lor, nu Europa. Și au continuat să meargă, dar, repet, și asta iară trebuie înțeles, de ce impactul asupra economiei chineze nu este unul, au o cădere de, pe total economie de 6-7% pe trimestrul 1. Nu e mult. Da, cum se prevedea un dezastru. Nu. Unde este un dezastru și continuă să fie o problemă, dar există un sprijin din partea statului, iar revin la Horeca, hotelărie, restaurante, da? Pentru că aici a fost undeva la 80% căderea în primul trimestru. Din cauza, nu mai vin străinii, nu poate să vină turiști. Nu străinii, rulajul intern, despre rulajul intern vorbim. Oamenii au stat în casă din reținere, nu pentru că i-a obligat cineva. A, interesant asta. Deci nu era o restricție, erați la urmă. Cu restricția Hubei, noi ne-am putut să ne mișcăm liber. Nu au fost probleme. Dar, dacă vrei să mergi la un restaurant, stăteai mai separat, mai relaxat. Da, am înțeles. Apropo că văd, de-abia în România de o săptămână a apărut nebunia cu temperatura. Da. Eu nu înțeleg de ce în România. Pentru că aparatele sunt din China, nu vă supărați. Sunt alea folosite aici de 5 luni. Da? De ce nu se ia temperatura ca și în China? Pe mână. De ce se ia la cap? Pe mână? Dar chiar de ce se ia la cap? Nu, eu sunt surprins să văd asta în România. În China, din ianuarie, se ia temperatura pe mână, la nivelul mâinii. Oriunde intri? Absolut. Și într-un butic, și într-o fabrică de la restaurant, la mine, la serviciu, bun, fiind instituție guvernamentală, este un aparat din ăla, cu scanare, senzor, aparat, serios, da? Nu ăla cu pistol. Dar nu. Ăstea cu pistolașele ăstea de apă, de plastic, sunt la magazine, în absolut orice magazin. Ei, de la mână, spuneți. Alea sunt echivalent un lei, 20 de lei. Nu știu cu cât le-au luat în România. Da, dar ăsta e prețul la un termometru de ăla. Da, am înțeles. 20 de lei, da? Ori, ălea să ia temperatură la nivelul mâinii. Fetițele mele, când venim în zona hotelului sau când mergem la magazin, ele deja știu, și fetița mea de un an jumate. Întinde mâna, că îi se pare amuzant. Și ăla face piu și gata. Spuneți-mi... De ce la cap? Nu înțeleg, de ce la cap? Mi-a dat o știre, nu știam că în China e așa. Spuneți, am văzut și când am fost în Occident, chiar înainte de pandemie, chinezii purtau mască. E deja o tradiție socială. Până și vorbim de Beijing-ul pe care eu l-am cunoscut în urmă cu 6-7 ani, era o problemă de poluare gravă.
După ce în 2014 Beijing și Moscova au semnat un contract de perioadă, nu pe sumă. 30 de ani, Rusia furnizează gaz Chinei cât poate să consume China. Da. Și atunci, începând cu Beijingul, dar cu toată zona de coastă, toată zona estică a Chinei, a trecut de pe cărbune pe gaz. Da. Imaginați-vă că eu în 2010, 2011, 2012 nu am, vedeam soarele cam o dată la lună, da? Da. Și acum, din 2016, cam așa, eu nu mai am zi de poluare. Reflexul purtatului măștii este nu doar în China, este în toată Asia. Pe fondul poluării. Pe fondul virusului. Nu. Virusul n-a făcut decât să facă ce am văzut și în România, dar cred că ea făcea o glumă, să pună câte două măști. Da, dar nu, purtatul măștii aici e o tradiție, nu este o problemă de pandemie. Da. Spuneți-ne, n-am înțeles, s-a tot vorbit, inclusiv în România, că americanii, marile companii, își vor retrage forța de muncă de acolo, în granițele naționale. Ba chiar Nares Bogdan spunea că să ne pregătim să luăm noi românii locul chinezilor la Apple. Asta trebuie. Deci, marile companii multinaționale, Apple, Tesla, spuneți, lucrează acolo, în China. Acolo fac. Sunt chinezi. Își vor retrage forța de muncă? Să-i spune la Nares Bogdan, da? Să-i spune la domnul ăsta, da? Că dacă mai înjură mult China, poate pleacă Huawei din România. Care e povestea cu 5G? Tot n-am înțeles. Acum, mă iertați. Dacă o să vreți să intrați în detaliu, dați 5G la mine pe site, că intrați și vedeți povestea interesantă. Beijingul trăiește 5G de vreo 2 ani jumate. Trăiește în ce sens? Aveți 5G? Da. Da. Bun. Ce înseamnă 5G? Și să vă dau câteva detalii ce înseamnă 5G. 5G-ul la Beijing este folosit astăzi inclusiv în sistemul de canalizare. Da. 5G-ul este folosit în supravegherea umană și au ajuns la un așa nivel de dezvoltare a tehnologiei că chiar dacă îți pui masca pe față, da? Ai capul, fața acoperită, chiar dacă că sunt stațiile de supraveghere video, le vezi, nu sunt ascunse în scurburi. Da? Să spui că în zona aia tu mergi chiopătat. Memoria 5G îți reține toate detaliile astea de motricitate și te recunoaște fără să-ți vadă fața. Am înțeles pentru stat, dar pentru dumneavoastră ca cetățean, ce înseamnă 5G? Nimic. Un semnal mai bun la internet. Atâta de... Păi și atunci de ce e bătălia pentru 5G pe planetă? Pentru că este un serviciu care în China deja de mai mulți ani este folosit, inclusiv în domeniul medical. Iar s-a întrerupt. Tocmai când vorbeam de 5G, o să mai stăm vreo 10 minute ca totul să recuperăm. Așadar, mai cred că să recapitulez, domnul Dan Tomozei a spus că totuși a fost o mare discuție că după această criză Occidentul își va, companiile multinaționale, mai ales cele americane. Mă auziți acum? Da, vă auzi și vă văd. De la 5G, de ce e bătălia asta? Că înțeleg că în partea domestică unui cetățean nu-i schimbă viața. Îi schimbă viața în sens și probabil că eu dacă era să pățesc ceva de la 5G, trebuia să fiu mort de mult. În ce sens? Nu e cazul. În sensul că dacă citești în presa din România și din Occident, 5G-ul te mănâncă de viu. Nu, mă refeream la faptul de ce vor oamenii să vede 5G dacă spuneți că asupra vieții mele personale nu influențează cu nimic. Influențează tot ce înseamnă servicii. De la logistică, la comunicare, la nivel de internet. Spre exemplu, medicii profesori, chirurgi din Beijing sau din Shanghai operează în Tibet cu ajutorul 5G pentru că rata de fidelitate a semnalului
rata de fidelitate, nu viteza. Da. Fidelitatea semnalului. Fidelitatea semnalului este de 1 la 1. Și atunci omul poate să facă operații inclusiv pe creier. Și are doar asistentul și anestezistul care este în Tibet sau oriunde în toată China, la mii de kilometri distanță. E un exemplu. Da? Dar evident că internetul, ca orice jucărie, poate fi folosit și în alte scopuri. Este doar o chestiune de piață. În China nu există Facebook sau Twitter. Noi avem acces și chinezii au acces pentru că tu plătești un VPN care sparge blocajul administrativ de stat. Clar că statul știe ce facem, da? Dar treaba ta ce faci cu serviciul ăsta? În momentul în care începi să te apuci să te lupți cu sistemul, nu prea ai mare șanse. Da? N-am nicio îndoială. Ce aș vrea eu să intrăm puțin, și nu vreau să închidem treaba asta. Aș vrea să vorbim, dacă sunteți de acord, ce se întâmplă pe relația România-China. Da, exact. Pentru că este una dintre suferințele mele, dacă vreți, abordate în ultimele cărți pe care le-am scris pentru... Înainte de asta, să desfacem paranteza, că poate se întrerupe iar internetul, destinul cărții pas cu pas în chineză. Vă rog să ne-l arătați, ați vorbit, puneți-ne, reamintiți cazul, ce s-a întâmplat. Da? Și apoi ne arătați cartea că ați făcut rost de ea în chineză. Nu, am mai multe exemplare, pentru că probabil că sunt unul dintre puținii români care le are... Da, chineză, chineză. Bun, spuneți-ne, recapitulați pentru telespectatori, eu știu cazul, dar la un moment dat, o editură, spuneți-ne, l-a editat pe domnul Clausman. Vă rog, spuneți. Povestea e relativ simplă. Universități, la Beijing există Universitatea de Limbi și Culturi Străine, unde secția de limbă română are 60 de ani de activitate. Acolo s-au educat și pregătit chinezi care vorbesc limba română și care, la nivelul culturii, aici am aici câteva lucrări, da, care, da, sunt scrise de chinezi în limba română. A, în limba română. Aici am Analectele lui Confucius, da? Tuanzi, Cartea Cântecelor, Poezie din dinastia Tang. E românește? Da, se vând în China și la noi ce nu se vând. La noi se vând. Cartea despre Dao și Virtute, Juvăierii din lirica chineză. Sunt cărți scrise de chinezi, vorbitori, da, de română, profesori de limba română, și sunt doar o mică parte. Sunt doar și o mică se vând parte. Unde, domnul Tomozei? Sunt aici pentru că în România nu sunt parteneri interesați. Păi și nu putea să ne le dea și nouă? În România nu sunt. Eu vă promit că vi le fac cadou. Nu, da, pentru români. Păi... Deci avem de-a face cu niște chinezi care au trudit și au tradus românește, dar pentru noi nu le folosesc. Bun, ziceți la pas cu pas. Așa. Și este o eroare de semnal, dacă vreți, pentru că universitatea pregătea un proiect ceva de genul acesta. Da. Și traducătorul lucrării, pas cu pas, sunt obligat să dau puțin din casă, până la momentul ăla, un foarte bun prieten de-al meu, profesor universitar, da? Da. Pregătea o traducere din slavici. Da. Da? Da, am înțeles. Zice. Și de la slavici a ajuns la Iohannis. Fostul director al Institutului Cultural Român Beijing, domnul Constantin Lupeanu. Da. Îmi pare rău. Un depășit. A plecat? Da, și-a încheiat mandatul și na. A fost puțin depășit de situație. Și a zis că vrea să facă și el ceva ca să rămână în urma lui. Da. A reușit. Da, deci în loc de slavici, stați, ați dat o știre. În loc de slavici l-a tradus pe Klaus Iohannis, da? Da, același profesor. Bun. Arătați în cartea. Cum sună și cum sună în chineză? Arătați cartea sau vă arătă? În chineză, pas cu pas era ipu ipu, adică un pas cu un pas. Da? Iar traducerea de acum din chineză este o adaptare a unui proverb chinezesc, care avem și noi un echivalent cu un drum începe cu primul pas. Ori din chineză vine un drum de 1000 de li
începe cu primul li. Da, e prea complicat. Cum e titlul în chineză? Traduceți-mi în românește. Tradus în românește înseamnă un drum începe cu primul pas. E cam lung. E ca și mesajul din spatele meu. Domnul președinte a vrut să zică pas cu pas, nu că un drum începe cu primul pas. E, oricum nu e integrală cartea, pentru că au fost cenzurate câteva pasaje. Da, am înțeles. Așa. Cartea a ajuns să fie tradusă pentru că, dacă vreți, ca o demonstrație, ca o ambiție prostească. Dincolo de faptul că au fost extrem de multe rateuri și bâlbe până să apară varianta asta. Pentru că nu, cartea a fost anunțată în decembrie și a apărut de-abia în noiembrie la Gaudeamus după un an. După ce oficial a fost lansat aici, dar de fapt nu avea nici măcar coperta finalizată. Da, oficial a trimis domnul președinte pe cineva să... A venit cineva de la editura cu care lucrează, de la Curtea Veche, iar dacă mai țineți minte, erați în studio la B1, eu eram la Muntele Galben în perioada aia, și în august, când a fost lansată cartea, la târgul de carte de la Beijing, și am intrat în direct atunci, pe telefon, și, cum să vă spun, a fost un fiasco inclusiv la prezentarea oficială, pentru că s-a dorit să-i se facă așa un favor, să dea puțin cu pămăduf la domnul Iohannis din Beijing. Ori, da. Când lansez, eu am fost la lansări de carte de cărți de președinți da. În China. Nu a unui președinte chinez, a unui alt președinte de stat. Da? Păi e nivel. E reprezentare la nivel de minister de externe, la nivel de președinție. Păi stande, de ce n-a fost domnul păi nu a fost chemul președintele să nu vină, să nu fie tărăboi? Nu au fost nici măcar reprezentanți de la Ministerul Culturii pentru că nu aveau ce să facă acolo. Aveau o poză pe un ecran, pe un video. Nu aveau cartea, nu era lansat. Nici măcar. Și doi, nu a fost nimic oficial, înțelegeți? Cartea asta s-a făcut la o editură de stat, da? Dar tot mecanismul din spate a fost o înțelegere între noi. Hai să facem, hai să nu mai facem, cum facem, dar nu sunt bugete, lasă că dăm noi de la noi și facem să fie bine. Deci totul a funcționat așa. În stil românesc. Mă arătați o dată încă pe tot ecranul că poate vor telespectatori. Așa, nu. În spate stați. Nu. Dumneavoastră, așa. Stați așa să o fotografieze mulți. Da, ia uite. Și acolo scrie primul pas. Cum e? Drumul începe cu primul pas. Da, un drum începe cu primul pas. Asta înseamnă în chineză, nu pas cu pas. Am înțeles. Spuneți-ne, deci au fotografiat. Spuneți-ne, cartea se găsește în librării? Nu. Doar pe internet și nu știu dacă se mai găsește, pentru că a fost un tiraj confidențial. Da, înțeleg. Și spuneți-ne, revenind la relația România în China, vă rog să ne știu că e o durere a dumneavoastră. În primul rând, există pe bune o simpatie a chinezilor față de români? Da. De ce? Este o simpatie care trece de un nivel emoțional și este o simpatie demonstrată, zi de zi. Iar în contrapartidă, România, din păcate... De ce emoții? Chiar pe bune, în China e față de români. De ce? Pentru că generațiile de chinezi care acum sunt în partea a patra a vieții, da? Cei care muncesc la lucrările astea au peste 80 de ani și continuă să muncească. Da. Aceștia sunt cei care țin vie relația. Generațiile tinere de chinezi uită despre România pentru că noi ne comportăm ca atare. De ce este vie relația China-România? Pentru că în școlile din China, școlile reprezentative, cum este Școala Națională 1 octombrie din Beijing, copiii sunt învățați să iubească România. Noi avem institute Confucius. Pe bune, așa e? La modul cât se poate de onest. Copiii din China, de Crăciun, cântă colinde în școlile în care se predă limba română. Da. Colinde românești. Dansează românește de ziua al Mihai Eminescu.
Dansează românește de, în august de ziua limbii române. Se îmbracă românește. Decupează și coase și fac, își fac costume românești, așa cum înțeleg ei. Ori mesajele astea de prietenie se diluează de la an la an din ca o consecință a unei reprezentări jignitoare de, din partea noastră venind. Nu mai vorbesc ce înseamnă relația diplomatică la nivel de stat. Nu se poate să fii tu președintele de țară care nu faci decât să exprimi dispreț la adresa Chinei. Și am să vă dau două lucruri, pentru că sunteți omul care ați inventat bulina roșie, da? Vă dau două titluri dacă mă angajați la dumneavoastră la ziar. Cum dăm un titlu la următoarea informație? Avem ambasador care se urcă beat la volan, face accident, distruge o mașină diplomatică și un autobuz, fuge de la locul accidentului fiind băut, se ascunde în rezidența diplomatică. Și s-a întâmplat ceva? Păi asta să ne spune mai, că asta s-a întâmplat acum câteva săptămâni. Ați auzit situația asta? Nu, e o informație. Da? Vă mai dau o știre. Să vedem dacă o punem și pe asta pe prima pagină. Autoritățile din Beijing în zona, în perioada asta de pandemie, au făcut enorm de mult efort ca lumea să fie în regulă, să mențină o stare de confort psihic. Asta însemnând ce, printre altele, inclusiv au fost date zeci de tone de materiale medicale, măști, costumații, tot felul. Singura ambasadă care a refuzat sprijinul autorităților din Beijing a fost ambasada României. De ce? Nu știu cum, de ce a refuzat să ia ca ambasadă sau să primească România? Nu, ca ambasadă. Ei au dat la ambasadă și ei n-au vrut. Și vă mai dau o știre. Da. Asta ar putea să răspundă mai ușor cei de la București. Cine a negociat avioanele cu materiale medicale aduse din China în România în ultimele săptămâni? Dacă România a fost pusă în situația de a declara că tot ce s-a adus din China nu este conform. Da, păi am văzut și ambasada Chinei și autoritățile chineze vin și declară în oficial, după verificări s-a constatat așa, că voi ați comandat un produs, iar furnizorul chinez și intermediarul pe care l-ați folosit v-a dat exact ce ați cerut voi, unul la unul. Cine răspunde pentru milioanele de euro aruncate? Asta a fost Unifarm. Deci vreau să spuneți că noi am comandat prost. De ce? Da. Păi asta e... Am înțeles. Da, aici a fost o lungă discuție, dar să știți că și în alte țări China a fost acuzată că a trimis materiale măști de Una fel. Este când China îți face cadou. Da. Și una e când tu plătești, ca să spun românește, exact ca prostul. Pentru că te-ai lăsat pe mâna unor intermediari în conexiune cu zona diplomatică de aici. Da, nu se putea face și un contact la nivel de stat? Păi nu e așa că noi refuzăm tot timpul dialogul? Asta cam așa este. Vreau să vă mai dau ceva. Suntem singura țară, da, din Europa, din Estul European, Europa Centrală și de Est, care am celebrat căderea comunismului în China, 30 de ani, anul trecut, în decembrie. Nu uitați căderea comunismului în general, chiar în China? Vă dați seama ce diplomație avem aici? Dar ce e apucat? Păi nu știu, că și eu am rămas... Bun. Am înțeles, adică, dar cine, chiar în China... Cine aprobă toate nebuniile astea la București? Cine, adică, nu vreau să intru în detalii ca să înțelegeți ce reprezentare avem aici. Pentru că oricum eu sunt văzut ca unul care, domne, nu vrei tu cu România, tu ești dușmanul. V-am zis cum am, de la început, da? Da. Adică, să ai un ambasador care merge până la nivelul în care pugnește la modul fizic angajații. Și am înțeles că nu știe chineză. Da, bun, nu știe chineză, el spune că știe. Nu contează că știe sau nu știe. E vorba de modul în care te comporți. Noi am avut neșansa să vin în China și să îl cunosc și să învăț enorm de mult
de la ambasadorul Viorel Sticea Budura, care este considerat Dumnezeul diplomației europene în Asia, nu al României. Pentru că este un om special, nu doar în calitate de diplomat, este un om special, da? E, de la Viorel Sticea Budura, care avea aproape 60 de diplomați în subordine, vorbim în 2010-2011, când l-am mai prins aici, astăzi când vorbim, domnule Cristoiu, ambasada României mai are cu tot cu ambasador 10 oameni. Iar media de vârstă, e sub 27 de ani. E vorba de știu relația noastră cu China, e vorba de o neatenție sau lipsă de atenție a diplomației noastre sau e de la București, de la cel mai înalt nivel, un semnal mai puțin cu China, mai jos. Totuși ar trebui să avem. Bucureștiul doar se conformează din punctul meu de vedere. Am înțeles, da, așa este, da. Cineva mă întreabă că dacă în China s-a discutat despre faptul că ambasadorul Chinei în Israel a fost găsit decedat în locuința personală. A fost o știre la noi, nu știu, la dumneavoastră n-a fost? Nu am auzit, eu știam că era vorba de un rus, nu de un chinez. Stai, la noi așa a apărut știrea, că ambasadorul Chinei în Israel a fost... Nu, a fost găsit decedat. Bănesc că ar fi trebuit să se... Nu am informația asta. Ar fi culmea să nu fie chinez. Nu, dar dacă se întâmplă, vă dați seama că scriu. Da, normală. Care, și aici spuneți-ne, deci la ora actuală credeți că acest război deocamdată mediatic americano-chinez se va intensifica? Da, fără îndoială, pentru că... Jucăm într-o logică electorală la Washington. Trump este un jucător la cacealma, dar eu tot aștept, și v-am mai spus, eu tot aștept să văd un alt tip de reacție din partea chineză. Probabil că am așteptări de occidental, de european. Deci deocamdată ei nu reacționează. Nu, și o fac, știți cum, aproape pe românește, în bătaie de joc. Te lasă să te consumi și când vede că te-ai potolit un pic, îți mai, ei, te-am văzut, te-ai oprit, mai zi înainte, că te lasă, pentru că, îmi cer scuze, vă recomand filmul, stați puțin că nu vin acum, Marlene Dietrich joacă într-un film în anii, în 47 filmat, în care e un film de epocă minunat și acolo filmul începe așa. Gara este o călătorie cu trenul din Beijing la Shanghai și în gara din Shanghai un disperat pe geamul trenului. Haide că pleacă trenul! Haide că pleacă trenul! Și unul care era de mult ani închis. Băi, e ușor, în China viața și timpul nu au valoare. Da, interesant așa. Despre asta e. La nivelul oficialităților, că ați contactat pe foarte mulți, există un sentiment sau conștiința că dinspre România vine o dușmănie? Profundă. În ce sens? Cum? Adică ei sunt deja sesizează că România nu mai e prietena Chinei? Da, și se vede în absolut tot ce înseamnă nivel de... O să încerc să am un limbaj foarte terest. Da. Nu te mai invită, nu te mai cheamă acolo unde se întâmplă lucruri, da. Nu mai contezi nici măcar la nivel de poză și vă dau ca reper tot ce înseamnă poză de familie pe formatul 16+1, China, Europa Centrală și de Est, 17+1, unde din momentul în care România era în mijloc, suntem ultimii din coadă. În China, dreptul de precădere, cum se spune în diplomație, este lecție. La masă, la chinezi, când mergem la o masă, la restaurant sau într-o familie, dacă știi să citești după tradiția și după obiceiul chinez, te uiți cum sunt așezați oamenii la masă. Nu e o întâmplare. Lângă bătrânul sau cel mai important om, stânga-dreapta începe aranjamentul liniilor pe teren. Noi nu suntem nici măcar în poză de multe ori.
Nu vorbim că noi nu suntem prezenți la evenimente. Ungaria, Bulgaria, Serbia, Cehia, Slovacia. Slovacia cam are problemă de o vreme. Da? Ucraina. Chiar și Republica Moldova este mult mai atentă la nuanțe în relația cu China. Noi suntem într-o mare bătaie de joc și din punctul meu de vedere, într-o disperare din care nu ne mai scoate absolut nimeni dacă continuăm încă câțiva ani așa. Disperarea de a arăta că suntem dușmanii lor. Nu, disperarea de a arăta că suntem extrem de proști. Da, e bună. Domnul Cristoiu, China a investit doar pentru a menține cu vaselină mecanismul economic intern bugetul României pe 2 ani. În perioada asta, în cele 2-3 luni. China, dacă vrea să ne ajute, dar nu se uită la firfirei. Dar trebuie să și vrei să fii ajutat, pe de o parte, și în primul rând să fii măcar decent. Da. Când vin în China și am văzut zeci de delegații în ultimii ani de specialiști în China care n-au călcat niciodată nici în cartea de istorie în China. Dar când vin aici, vin cu o superioritate că ei au în cont 200-300 de mii de dolari. Știți ce înseamnă pentru un afacerist serios în China 200-300 de mii de dolari? O noapte de cărți. Da. Și aici s-a format la ei o clasă din aceasta de bogați? Sunt pe locul 3 în lume la nivel de miliardari în dolari. Păi și cum nu intri în conflict cu Partidul Comunist? Iar să... O secundă, deci ne apropiem de final, dar nu avem ce să facem. Uite că iar s-a întrerupt. Nu vreau să închei cu această... Trebuie să așteptăm până și vine. Așadar, da, am revenit. Să recapitulăm. Până acum, domnul Tomozin ne-a prezentat cartea care nu se traduce în chineză pas cu pas. Nu știu, primul pas e începutul drumului, mă rog, mai complicat. Pas cu pas are alte semnificații. A fost până la urmă un eșec, am înțeles. Lansarea e și ca dracu, adică n-a fost nici lansare de președinte, nici lansare de carte, nu știu, mermeneală tipic românească. Probabil că i-a zis președinte, dacă vreți să traducem, după asta președintele s-a uitat pe Facebook, l-a văzut că îl înjură, nu știu, niște tipi și a zis gata, nu mai facem și până la urmă a ieșit ca dracu. E foarte interesantă această relație cu China. Eu cred că și dacă China ar fi cel mai mare dușman al nostru și al omenirii, ar trebui să aibă o ambasadă foarte puternică. Nu contează aici, deci gradul de reprezentare, forța unei ambasade, forța diplomației nu depinde de relația de amiciție sau de dușmănie cu o țară, ci depinde de atenția pe care o acordă. Și eu cred că și dacă China, repet, ar fi cel mai mare dușman al României și al Occidentului, trebuie să ai acolo o reprezentare. Nu cred că ambasada Americii de la Moscova e alcătuită din câțiva inși și din câțiva pițifenici pe acolo, pentru că, vezi, Doamne, e în război. Cele două state în război. Deci, uite că deja ei sunt aici. Da. Așa zice că nu-i bun cinciul chinezesc, se pare că de desnetul. Nu știu dacă o vede din cauza lui 5G. Da. Proverb zice, și drum, că titlul ar fi așa. Zice cineva interesant. Și drumul de 1000 de mile începe cu primul pas. Repet, nu e ce a vrut să spună titlul cărții în România. Titlul cărții a fost că pas cu pas. Nu că chinezii au tradus altfel. Da, nu cred eu că au rămas izguduiți. Haideți să vedem, domnul administrator, Adriane, mai reluăm sau nu mai reluăm? Acum. Păi, dar spunea că e 5G. Nu spuneați voi că internetul cu 5G este tare? Păi, cum dacă ce fel de 5G au, da?
Da, e... am trimis și colaboratori de Iversi Cristoiu Glock, care au fost foarte interesați. Chiar am fost și eu, n-am pomenit. Imaginați-vă că l-am lungit așa, nu pentru că s-a întrerupt, ci pentru că chiar sunt lucruri extraordinare. Și mai ales începutul ăla cu campusul, cu, auză, deci că etaje întregi de... Da, cred că noi nu avem o imagine a, mă rog, a Chinei, nu știu, noul imperiu, a, cum spunea Perefit. Când la Chin se veiera, la terre va tremblăra. Asta n-a vrut cu mult. Era mult, a spus acum vreo 20 de ani. Când pământul, era o expresie al Napoleon, când China se va trezi, pământul se va cutremura. Probabil, da, haideți că poate luăm, zice, hai să mai citesc. Când am trăit la Beijing acum 40 de ani, chinezii purtau mască, mai ales în perioada de iarnă, pentru că bătea vântul și dinspre deșertul Gobi, cum un nisip, da? Așa, ia să vedem ce am mai spus. Mă rog, nu prea am avut roli, că nu văd de ce, că până la urmă a fost o emisiune în care pentru prima dată, repet, cineva din China a avut unde o fă, ah, nici mouse nu mai merge, vedeți, s-a profitit. Hai să vedem așa, asta cu problema tehnică, a intrat STS, și că să întreb dacă statul chinez dumneavoastră în privința pornirii pandemiei. A spus, foarte interesant, că doctorul ăla care a anunțat prima dată și a fost și victimă, și că i-au arestat acolo la chinezi, asta mi-a făcut cu miliardare și 100 de mii de euro. Ăștia miliardari, nu, nici măcar aia ruși. Gata, intrăm? Nu știu, văd că eu mă văd, dar păi la alții nu văd pe nimeni, nici pe dânsul. Nu vrem să terminăm chiar în modul ăsta lamentabil. Să vedem... așa, mă rog. Este unii spun că sunt trădător. Trădătorul Piros, nici un trădător, că nu... Am întrebat și eu. Și pe Beleaschi, dumneavoastră nu sunteți curioși, unii dintre dumneavoastră. Ce spune un om din China? Nu știu. Dacă vreți, gata, ce s-a încheiat definitiv, l-ați închis. E în regulă. Mă văd bine acum, da? Probabil că e semnalul de aici foarte... Mă se vede. Ne auzim? E o beznă totală. Telespectatorii, te văd pe tine și nu pe domnul Tomozei. Alo. Păi da, nu avem nevoie să vedem pe tine. Ești important, da? Ce se întâmplă? Spune-le ce... Păi nu spuneați că e 5G? Nu știu, hai să mă aud telespectatorii ca să comentez ce zic unii dintre ei, mă aud? Bun, hai până atunci, hai să vedem că tot n-am zis. Cineva zice, nu știu, Cristoiu sclavul lui Xi Jinping, că s-o fi președintele. O sclavul lui chiar normal, măcar de a fi sclavul, m-a zis 100 de mii de euro, 200 de mii de euro pierdea într-o mată la cărți. Mi-a dat și mie 100 de mii de euro să fac mai bine posta Cristoiu blog. Așa, gata. Așa, vă văd. Am făcut de bun. Sper că n-am făcut de râs internetul chinezesc. Haideți că până la urmă mai avem. Eu noi susținem. Spune. Deci reveneam la milionarii chinezi. Sunt foarte mulți bani și foarte mulți, sunt sute de milioane de milionari chinezi, vorbind de sute de miliardari în dolari. Da? În China și în Asia există un top al miliardarilor care se numește top Hurun. Așa e denumirea. Miliardarii ăștia
un singur miliardar dispune de 3-4 PIB-uri ale României. Da, înțeleg. Ce vorbim? Imaginați-vă că Jack Ma, care este proprietarul Alibaba, nu este membru de partid. Dar este Alibaba este o firmă particulară? Da, este firma unui profesor de matematică. E, aici era la concurență cu Iohannis. Un profesor de matematică dintr-un sat cu un profesor de fizică dintr-un orășel. Să stea la masă... Nu, nu știam, ăla de internet sau ce, de online. Internet, magazin online, matematică, tot ce înseamnă comerț, transport aerian... El a fost profesor la început? Cum a fost? Era un profesoraș de matematică, profesoraș. Da, am înțeles. Și după 90, în momentul deschiderii, și-a dat seama că nu e cel mai bun la meditații. Și a zis, doamne, mă apuc de altceva. Da. Mă rog, Claus Iohannis s-a apucat de președinție, el s-a apucat de Alibaba. Și acum spuneți-mi, mi-a spus și am avut un interviu și cu domnul Corvin Lupu, pentru că domnul Albin Marinescu era cu, nu, domnul Marinescu avea probleme de la justițiarul. Și dânsul mi-a spus că în perioada când domnul Claus Iohannis era primar, dumneavoastră ați avut presa probleme cu el sau el cu presa? El nu avea probleme cu nimeni pentru că se comporta și asta, eu am scris de mai multe ori, dacă Sibiul este egal cu România sau dacă România este egal cu Sibiul. Atitudinea asta sfidătoare și de jemanfișism o avea și la Sibiu. Nu aveai dialog cu el, nu ajungeai la el. Eu eram și corespondent la Jurnalul Național și aveam, dacă vreți, un ascendent în fața lui pentru că îl bubuiam la nivel central. Marius Tucă mă publica cu toate mizerile care s-au întâmplat în Capitala Culturală Sibiu 2007. Ori, iar românii trebuie să știe, Sibiul 2007 au fost banii guvernului Năstase și guvernului Tăriceanu. Nu au fost banii Sibiului și a lui Iohannis. În nicio formă. Doar că Adrian Năstase s-a vândut prost, Tăriceanu s-a vândut prost și fiecare au ajuns pe diverse traiectorii. Da? Ori, Iohannis era în situația în care colegii mei de la Jurnalul Național, da, au fost refuzați. Adică, voi sunteți de la Jurnalul, mă critică omul vostru, n-am ce discuta cu voi. Ăsta era primarul. Păi vă dați seama cum face acum. Avea alergie la critică și atunci? Absolut, la orice critică. Poate vi se pare amuzant, dar sunt oamenii care pot să vă confirme treaba asta. Când mă vedea pe stradă, trecea pe trotuarul celălalt. Chiar așa de ranchiunos e? O, de clar. O, să mă ferez la cât am scris. Singura mea șansă sau singurul meu ghinion, că îi place lui cuvântul ăsta, a fost că eu n-aveam nimic, cum nu am nici acum. Dar la Marinescu i-a luat biblioteca, la oamenilor le-a luat casele. Omul când are un fix, are un fix, te distruge. Pentru că omul are frustrări. El și-a folosit consilierii din Forumul German, erau, Dumnezeu să o ierte, Anne-Marie Friesman era șefa comisiei sociale din Consiliul Local. Femeia asta a murit de multă vreme. Ea era ciocanul cu care mergea și lovea în toți cei care trebuiau să fie evacuați. Cu poliția locală din perioada aia, când gardienii publici, că nu era poliție, da? Ulterior poliție locală. Și, deci cam asta e nivelul omului. El are o problemă lui personală și până nu și-o rezolvă, nu te lasă sau nu renunță. Este trist, dar oamenii au ales și au ceea ce merită. Prietenii mă condamnă pentru că sunt la aproape 10.000 de kilometri și nu pot să mă desprind de mizerile astea, pentru că am văzut oamenii suferind, am văzut oameni murind cu documentele și cu dreptatea în mână și ce dacă? Stați că ce spuneți dumneavoastră este îngrijorător. Eu am mirosit, ca să zic așa, dar nu suntem confirmați. De regulă, politicienii, am 30 de ani de lucru cu politicienii, trec cu vederea, adică, mă rog, ei zis odată, l-ai înjurat, am dus polemici cu Ion Iliescu, după ce a căzut în opoziție. În general, politicienii nu iau personal. Vreau să spuneți că domnul Iohannis ia personal o critică? Absolut, orice, cea mai mică,
Domnul Cristo, dacă n-ați voie să vă zic un banc, din realitate, cei care îl știm pe Iohannis, bine, din momentul 2000 iunie, când a intrat el în primărie, noi spuneam așa, și pe bune, adică nu e o glumă. Domnul ăsta a intrat în primărie cu o dace 1300 și cu doi păpuci de două feluri. Asta era omul. Da. Și a ieșit cu ce? Cu Mercedes-ul? Păi nu numai că era cu Mercedes-ul, în iluzia democrației scoasă înainte să plec din Sibiu, să plec din țară, am scris, el se lăuda că este imaginea în plan local a firmei Mercedes. Păi imaginea în perioada aia 2010 era Gheorghe Hagi. Și sunt documente pe care le-am publicat. Nu a interesat pe nimeni, pentru că probabil că a fost un proiect pe care noi îl înțelegem abia acum pentru România, în care el putea să facă absolut orice. Și unul dintre marile reproșuri pe care le aduc cuiva în România sunt serviciile, care știau toate lucrurile astea. Și politicienii, de la Adrian Năstase, la Traian Băsescu, la Tăricianu și toți, inclusiv actualul Ciolacu. Doamne, este atât de ridicol. Să te uiți în România și să nu-ți pese de evidență. Sunt documentele care vorbesc despre cine e omul și în China, omul ăsta, la datoria de 320.000 de euro la stat, era în pușcărie, nu-i se lua și păpucii din picioare. Pentru că în China, atunci când ești condamnat pentru corupție, ți se ia tot și nu numai ție. Toate sentințele, sentințele în China, și am scris în cărțile mele, am dat foarte multe exemple despre ce înseamnă situație de corupție la nivelul Chinei. Tu te poți juca în China, dar în momentul în care ai intrat în conflict cu statul reprezentat de sistemul judecătoresc, spre exemplu, care are aceleași etape. Prima instanță, ai apel și ai în alta curte, da? Făcând un desen pe modelul românesc. Dar în momentul în care s-a terminat la prima etapă, sentința se termină așa. Cetățeanul X a recunoscut fapta, da? Iar statul a recuperat integral prejudiciul. Și îți dă listă cu prejudiciul și de unde s-a recuperat. Și să duc oamenii ăștia până la șaptea spiță. Da, într-adevăr, lasă-l mă. Adică... Vă rog. Și nu, aici nu contează cine ești. Că ești ministru sau ultimul prezentat public. Pentru că aici corupția nu este un spectacol. Corupția este punct țintit, punct ochit și rezolvat. Da? Ultimul anunțat public zilele trecute este unul dintre cei care au gândit sistemul de comunicații moderne din China, din ultimii ani. Vă dați seama ce se iasă de aici, din 5G? Da. L-a prins cu afacere de corupție? Vorbim de miliarde de dolari, nu de sute de milioane. Deja l-au măcățat? Da. Este la pachet și urmează să fie prezentat, pentru că lucrurile sunt transparente pe modelul chinez. Că nu e spectacol. În momentul în care se judecă un oficial sau un lider, da, procesele încep aici, în Beijing, dar se judecă în tribunale de district. Și în momentul în care se judecă, pentru că aici vorbim de familii, nu ca la noi 10-20 de oameni. O familie, dacă vine cu clanul, sunt mii. Da? Da. Și atunci se izolează tribunalul, se izolează câteva străzi și omul vine cu decență, nu ca la noi cu spectacol, cu cătușe, cu... Nu, nu există așa ceva. Dar există o seriozitate și o decență masivă, majoră în absolut tot ce înseamnă situația asta. Și ce au făcut chinezii de vreo 6 ani? Ei continuă să condamne la moarte, dar nu te mai împușcă. Da? Nu te mai face injecția letală, nu te împușcă. Da? Îți dă cu amânare. Vă dați seama ce înseamnă asta psihic? Cu amânare, stați un pic. Adică, domnule, ultimul care a fost condamnat cu amânare este fostul ministru al transporturilor, cel care a dezvoltat rețeaua de mare viteză din China. China astăzi are cea mai mare rețea de mare viteză din lume. Și acesta l-a condamnat pe ăla? Da, pentru că și-a băgat mâna în mălai. Am înțeles. Da? În 10 ani, China a dezvoltat 35.000 de kilometri de tren de mare viteză, media fiind de 300 de kilometri pe oră. Datorită omului ăsta. Da, pentru că e proiectul pe care el a gândit.
Da, dacă a călcat strâmb și deja l-au condamnat la moarte? Are deja depășită perioada aia de amânare cu vreo 3 ani aproape. Dar ce înseamnă perioada de amânare? Nu înțeleg. Adică consentința se pronunță cu data de 1 ianuarie 2020, da? Cu 2 ani de amânare. Fiind sentință? Da. A, nu te execută imediat. Nu. Eu mă gândesc că e o chestiune de bun exemplu pentru popor, pentru că în China funcționează... Da. În China funcționează... Dacă trec 2 ani, ce faci? Mai amân în coastă? Ești în pușcărie. Ești în pușcărie, ești condamnat, nu mai nicio treabă. Aștept că te împuște. Dar poate că... Na, te ia viața în aia 2 ani sau mai vedem ce se întâmplă după. În China totul merge pe puterea exemplului și mă întrebați de Partidul Comunist. Partidul care conduce în China este familia, nu Partidul Comunist. Partidul Comunist este mecanismul soft, vă spuneam, înainte de una dintre întreruperi. Contează enorm de mult familia, părinții, bunicii. Ei sunt cei care coordonează societatea chineză. Nu copiii, nu tinerii ca părinți. Bătrânii sunt cei care vin și așează permanent lucrurile. Este o structură piramidală incredibil de interesant de văzut și de urmărit și de văzut pe stradă, în școală, în instituții. Nu există ca la noi, în funcții de decizie, copii, tineri. Nu există așa ceva. Dacă nu ai experiență în decizie, în activitate, cum vii tu să conduci? Și culmea, deciziile se iau într-un mod, poate vi se pare glumeț, democratic, prin vot. Că este supervizat politic absolut tot ce e una, dar decizia chinezului, pentru că el trebuie să fie confortabil și grija politicienilor de astăzi este uriașă de a avea siguranța că poporul este liniștit, este confortabil cu deciziile. Și vreau să spuneți că în cazul unui asemenea om care e anchetat, e un clan în jurul lui, spuneați că se... Totul este în familie. Totul se face în familie pentru că familia este... În jurul unui asemenea om care a fost acum anchetat, câți ei sunt? Vorbim de 10 la prima mână. Mm-hmm. Care ar trebui să vină la proces, dar nu pot pentru că au blocat străzile. Asta mi-a plăcut. Nu. Zeci de oameni care sunt implicați direct, care sunt anchetați, care sunt scoși din activitate pe diferite niveluri. Nu. Aia e altceva. Nu, vorbesc de familie. Nu, și mecanismul ăsta care îl înhață pe unul, cum spuneți dumneavoastră, care iată, a făcut trenurile de mare viteză sau 5G, e un om sau e o mașinărie? E o mașinărie, o structură. E o structură cu ramificații în zona politică, economică, pe toate nivelurile. Și din servicii? Știți că mi-ați aruncat așa o... În 89, da, când au început aici, în aprilie, mai, problemele cu piața, da, Tiananmen, da? Da. Unul dintre mesajele clare trimise la București, da, a fost așa, de mesaje trimise de China. Da. Sunt în documentele, Arhiva MAE de la București ne dă documentul clar. Unul dintre mesajele date de... Mi-ați arătat o carte, nu știu. Asta este unul din cele 4 volume, aici sunt 700 de pagini. Le-am scos noi? Da, domnul Ioan Romulus Budura, Ioan Romulus Budura, fost ambasador al României. Da, să le am și eu, să mă fac rost de el. O să vă fac fotografiile și o să vi le trimit, pentru că sunt 4 volume groase, sunt aproape 3000 de pagini. Da? Și unul dintre mesajele trimise de la Beijing la București au fost așa: atenție la servicii și la armată. București nu a înțeles nici în decembrie mesajul. Adică e mesajul lui Ceaușescu. Nu, mesaj pentru Ceaușescu, da. Da, atenție la servicii, iar el n-a înțeles deloc. Adică, interesant. Pentru că ce se întâmpla în interiorul Chinei, tot pe modelul revoluției noastre, era tot cu trădare internă. Da, am înțeles și învățați deja trădarea internă.
Domnul Tomozic, două ore și ceva, chiar cu întreruperile astea, a fost extraordinar. Aștept, o să vă urmărim de acum blogul de ăsta, Dan Tomozei, ziarist din România, și poate când veniți în România, poate îmi dați și mie cărțile alea, că eu n-am niciuna de adus. Vă promit că vi le aduc și nu numai atâtea. Să știți că la București avem oameni care fac servicii pe relația asta. Aici am doar o parte. Știți că la București avem o doamnă care este traducător oficial al lui Moyen, laureatul Nobel. Da. Doamna Luminița Bălan este șefa catedrei de limbă chineză de la București, directorul Centrului Confucius de la București, dar lângă dânsa mai avem pe, v-am spus de Isticioaia Budura, avem pe familia Budura, de Ioan Budura. Noi avem la Beijing oameni premiați la nivel de stat. Dumneavoastră aveți experiența și vârsta pentru a înțelege ce înseamnă un stat comunist care recompensează performanța. Ori da. Noi anual avem oameni aduși cu tot protocolul la nivel de stat, aduși în China, pentru a li se mulțumi la nivel de guvern. Dom'le, traducerile voastre în limbile statului român, noi le apreciem și vă mulțumim. Da, așa. Ori noi avem Ioan Budura, da? Care a fost premiat anul trecut, Luminița Budura, da? Luminița Bălan, doamna Ana Eva Budura. Sunt oameni de o valoare și de o... Cum să vă spun? În fața lor eu dispar. Așa, foarte interesant că statul chinez sesizează asta și cheamă. Așa ar trebui și la noi. Statul român se cheme pe unul care e albanez și a tradus, nu știu, în română. Sunteți de acord? Ori, eforturile pe care sinologii români le fac în România și în Europa, nu numai... Avem, domnul Cristoiu, noi în ambasada astăzi nu avem vorbitori de chineză. De cum adică? Și cum și ce vorbim în engleză? Vorbitorii noștri de chineză sunt în ambasadele din Europa. Pentru că sunt diplomați și trebuie să muncească și ei undeva. În Bulgaria, da, în Cehia, în Slovenia, în Rusia. Nu, pentru ai noi, dumneavoastră a spus că statul chinez sesizează dacă tu ai scos o carte bună despre China în România și... Traduce, și vine și îți mulțumește, din propria inițiativă. Da, pentru că ambasada Chinei la București își face datoria pentru... Mă scuzați pentru lipsa de modestie. De. Eu am primit mesaj de la ambasada Chinei din București pentru că prezint ce se întâmplă în China la mine pe blog. Și eu am zis, de ce? Eu fac asta din convingere și fără să mi-o ceară cineva și fără să o fi plătit, chiar dacă pierd nopți, să traduc, să caut informații, pentru că la mine un text e din 10-20 de texte. Ori ambasada Chinei vede, e foarte atentă la ce fac eu aici. Un semnal de alarmă și pentru mine, că nu pot să fac orice. Nu, dar e important ce înseamnă ambasada. Așa trebuie să fie toate ambasadele românești dincolo, în toată lumea. Așa? Bun, dar la noi cine să facă treaba asta? Fătuci care au 20-23 de ani, 24 de ani, care ajung prima oară în Asia, să urcă prima oară în avion, care vin prima oară în ambasadă și li se dă o legitimație de diplomat și au impresia că, domne, cine sunt eu? Bă, știți unde suntem noi la nivelul diplomației la Beijing? Suntem fetele de pe centura Bucureștiului. Da, înțeleg. Adică e o tristețe și revoltător. Dar ele, cum să vă spun, oamenii, fetele astea, fiind fiicele și copiii și habar n-am cum sunt selectați, da? Nici măcar nu, cum să vă spun, vă imaginați că la nivelul Ministerului de Externe în Beijing, zilnic, sunt 3-4 convocări pentru informări? Păi, fata aia nu știe drumul până la Ministerul de Externe. Da. Ambasada nu mai are mașină, că ambasadorul, fiind băut, a stricat-o și n-are cu ce să ajungă. Am înțeles. Acum câteva săptămâni. Domnul Tomozei, câte ore la noastră v-am luat din noapte, nu-i așa? Câte la noastră? Este 1:11 minute, dar nu e. Mi-a făcut plăcere. Eu vă mulțumesc, noapte bună și sănătate și noastră și familie. Când să mai fie, promiteți-mi două lucruri. Unul, că poate vă fac corespondent pe Cristoiu Blog.ro. Unele lucruri de pe blog poate mi le trimite și mie, că le public. Da, nu pot să vă plătesc. Dar vă fac corespondent.
Adică, n-am voie să preluați ce doriți, pentru că sunt angajat în instituție de stat și n-am voie să... Adică ceea ce facem este în regulă. Am înțeles, da? Și când o fi ceva deosebit acolo, putem lua iar legătura și vă caut și facem așa ca un fel de corespondent al meu, al Cristoiu Bloc Roacu. Când e ceva deosebit. Când, nu știu, când o începe nou război mondial. Doamne ferește! Bine. Ar merita să stăm o dată la povești. Bine. Mulțumesc frumos, mulțumesc stimați spectatori, cei care ați vizitat până la ora asta. A fost Dan Tomozei de la Beijing. Vă mulțumesc încă o dată, domnule Tomozei.